te-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu. Astăzi am pregătit favoritele lunii aprilie. Este a treia oară când încerc să filmez această introducere, așa că da, se pare că am făcut o pauză destul de lungă de la filmat, pentru că ultimul clip pe care l-am filmat a fost vlogul de la țară și a trecut ceva timp de atunci, dar nu contează, îmi intru în forță. Vreau întâi să vă arăt ce port pe buze, ca de obicei. Pe buze port acest produs de la The Body Shop, este un ruj, este nuanța Champagne Dust și arată foarte frumos rujul. Ambalajul este superb și este un ruj sidefat. Lovely. Deși în ultimul timp am intrat în posesia unor produse cosmetice, nu am foarte multe favorite să vă arăt, asta pentru că vreau să-mi fac o idee mai clară despre ele, așa că am destul de multe produse. Clipul ăsta cred că o să fie unul dintre cele mai scurte din istoria favoritelor de pe acest canal, dar asta e. O să încep cu o paletă de blush-uri, este de la BH Cosmetics, arată așa, nu știu la care o nuanță, BH Ten Color Blush Palette, nu cred. Dar ceea ce am observat acum este că e cruelty free, which is nice. Și paleta arată așa. Are niște nuanțe foarte, foarte frumoase. Recunosc că de zona asta nu m-am atins. Mă gândesc să introduc nuanțele astea într-un machiaj pe ploape, pentru că wow, cine ar purta nuanța asta pe obraj? Spuneți-mi. Pentru că eu n-aș purta-o, cred că aș arăta ca un clown. Eu am folosit foarte des nuanțele astea trei. Asta. Stai că nu vă arăt bine. Deci, astea trei de aici. Asta, asta și cu asta. Îndeosebi nuanța aceasta îmi place foarte mult și ceea ce fac în ultimul timp este să iau burețelul umed. De fapt, nu, burețelul uscat, vin. Acum vi-l arăt pentru că este murdar în chestie, dar tocmai ce l-am folosit, vin, iau produs și apoi sprayez puțin Fix Plus și aplic produsul pe ten. Arată foarte bine, am impresia că este mult mai bine pe ten, îmi place foarte mult, e mult mai natural, nu arată patchy, nu arată, nu știu cum să zic, nu știu, pur și simplu e natural și îmi place foarte mult. Burețelul, în caz că vă interesează, este de la Cupio și îmi place foarte mult, dar da, este murdărel pentru că v-am zis tocmai ce l-am folosit. Un alt produs de machiaj și ultimul pe care vreau să vi-l arăt este acest ruj. Nu m-am putut abține să nu îl introduc în favorite, deși l-am folosit doar 2 săptămâni. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el. Este nude. Face parte din gama nude de la Avon și este nuanța Nude Suede. Ambalajul este superb, deși pe partea asta vedeți că mi s-a cojit așa parcă, dar partea asta este superbă. Este un ruj nude, nu știu, rujul nude perfect pentru mine, îl ador, îl recomand tuturor, l-am văzut purtat și pe diferite tipologii de piele, persoane care sunt mai închise la ten, persoane care sunt mai deschise, cu păr închis, cu păr roșcat, la mine cu păr blond. Arată foarte bine pe orice persoană, deci vi-l recomand dacă sunteți în căutarea unui ruj nude care să vi se potrivească. Sunt 100.000, ba da pariu că rujul ăsta o să vi se potrivească, e absolut superb și l-am folosit non-stop. Deci nu pot să zic că rezistă wow, dar el ca și nuanță, pa, e genial. Următoarele lucruri pe care vreau să vi le arăt sunt 2 oje. Una este de la Flor Mar, full color în nuanța Rose Pumps. Arată așa, este un nude foarte frumos. Și mai avem Sally Hansen Miracle Gel în nuanța Shimmer. Fac un duo perfect nuanțele astea. Până acum numai asta am purtat pe unghii. Acum le-am lăsat așa puțin să respire, pentru că vreau să merg să mi le fac la salon, doar să mi le curățe, să mi le aranjeze frumos. Și am să le las să respire până atunci, dar îmi place foarte mult combinația asta și mai ales cum se vede nuanța asta pe deasupra. O pot purta și singură, recunosc că am purtat și singură nuanța asta de la Sally Hansen, dar mai bine arată împreună. A trecut ceva timp de când v-am arătat un parfum în favorite și uite că avem un parfum. Este de la Oriflame și este Love Potion. Nu vreți să știți de când îmi doresc parfumul ăsta. Cred că de când sunt înscrisă eu la Oriflame îl doresc. Sau poate și mai mult timp. Nu știu de ce nu mi l-am cumpărat până acum. Nu știu ce am așteptat. Dar l-am găsit la ofertă în catalog cu 40 de lei parcă. Și am zis că trebuie neapărat să-l iau pentru că n-ai cum. Forma este foarte dubioșică, adică chestia asta e foarte ascuțită și trebuie să ai grijă pentru că poate deveni o armă letală. Ok, glumeam. Dar miroase foarte, foarte bine. Niciodată nu mă descurc să-l deschid. Gata. Miroase foarte bine, este dulce, este elegant, este dulce și elegant, cum îmi place mie. Știu că mai mult s-a potrivit pentru iarnă, dar nu contează, eu nu țin cont de astea. Iar ultimul lucru fizic pe care am să vi-l arăt este acest ulei. Este de la Arboria Plant, este ulei esențial de roiniță. Oh, îmi place la nebunie, eu îl folosesc în crema de corp, îl pun în această chestie, pun deasupra și jos am lumânărică și miroase în toată camera, este genial. Îl ador. Legat de partea cu filme, seriale, vreau să vă zic că mi-am instalat mi-am cumpărat HBO Go și Netflix, again Netflix, și pe HBO m-am uitat la Game of Thrones. Oh my god! Da, sunt obsessed. Deci îmi place foarte mult Game of Thrones. Abia aștept următorul episod. Și am mai descoperit un serial, se numește The Act. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acolo v-am vorbit despre el. Este făcut după o poveste reală, povestea lui Didi și a lui Gypsy, mamă și fiică. Fiica suferea, o să fac așa și o să vă dați seama după ce vedeți filmul de ce fac așa. Suferea de mai multe boli, mergea cu scaunul de rotile, avea epilepsie, ce mai avea? Tot felul de boli care făceau din ea și mama ei un caz de filantropie. Făceau așa un caz din care ele aveau de câștigat, dar nu asta e chestia. Chestia e că Gypsy ajunge să își omoare mama, sau de fapt iubitul ei ajunge să o omoare. N-am văzut tot, dar mi se pare super interesant serialul și chiar vi-l recomand. Sunt la episodul 6 momentan. Am urmărit povestea reală, cazul real pe YouTube și mi se pare wow, nu știu, am o mică pasiune pentru filmele care sunt inspirate din crime și din chestiile astea reale, nu știu de ce, nu mă întrebați, nu sunt psihopată sau ceva de genul, dar pur și simplu îmi plac, mi se pare foarte interesant. V-am zis că eu sunt foarte atrasă de cum gândește lumea, cum gândesc oamenii, ce îi face să facă anumite lucruri și din cauza asta mi-a plăcut atât de mult și acest serial. Și am mai văzut un film, se numește Isn't It Romantic, parcă, doamne, deci mi-a plăcut la nebunie, este cu una dintre actrițele mele preferate de comedie, nu mai țin minte cum o cheamă, o să vă pun o poză pe aici dacă reușesc, dacă nu, măcar o să vă spun numele ei. Îmi place foarte, foarte mult, este cu tipa asta care nu-i plac filmele de comedie și vorbește ea cu o colegă de-a ei și ajunge după ce este furată geanta să se lovească la cap și să se trezească într-un univers paralel în care totul se întâmplă ca într-un film de comedie romantic. Da, film romantic de comedie. În fine, mă prea pricep să explic seriale, dar filme, dar nu contează, nu știu, azi nu sunt făcută pentru filmat, nu știu care e faza, mi-am pierdut, cum să zic eu, am și uitat, am pierdut ideile, nu știu care e faza, da, în fine. Trecând de asta, ca și chestii random favorite ar fi toate plecările pe care le-am avut în asta, pentru că în asta chiar m-am plimbat, am fost în Brașov, am fost în Piatra Neamț, mi-a plăcut foarte mult, aveți vlogurile, o să încerc să pun link-uri pe aici, pe undeva pe sus. Ce mi-a mai plăcut? Sunt foarte recunoscătoare pentru cadoul frumos pe care l-am primit luna asta de la o fată super, super drăguță. Știi cine ești, ești acolo și îți mulțumesc din suflet. Un alt lucru favorit random ar fi faptul că sunt la Digital Divas, sunt selectată, nominalizată, cum vreți voi să-i spuneți, nu contează, sunt acolo, sunt la categoria Best Newcomer in Fashion and Beauty on YouTube. M-aș bucura enorm dacă m-ați vota și dacă m-ați așteptat să câștig, aș fi cea mai fericită. V-am spus și pe blog, o să las un link în cutia cu descriere, că faptul că eu sunt pe listă este foarte important pentru mine, pentru că știu că doar prin faptul că eu m-am înscris și m-au înscris alte persoane, astea nu însemna neapărat că o să fiu pe listă. A fost și un juriu care a ales persoanele care să fie pe această listă. Mă bâlbâi aiurea, cert e că îmi doresc să mă votați și dacă vă doriți să mă votați, mai aveți timp până pe 14 mai, o să vă las linkul de votare în cutia cu descriere. Gata și cu favoritele, dacă v-a plăcut nu uitați să-i dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă v-a plăcut, ce v-a mai plăcut în ultimul timp. Și gata, până la următorul videoclip, să aveți o zi superbă! Pa!